punem pe toată lumea și tragem la sorți. Normal, că și mamele. Care vor. Eu una nu vreau să mă duc la cumpărături. Asta, să vezi circ ce o să fie. Doamne, maica Domnului. Hai mă, că o să fie și așa, că te duci tu și dă vina și pe tine, lasă-mă, vreți cumpărături. Bă, o să fie, mă, că și anul mai pentru ele, ești nebun, păi, la cap, nu stă să știe nu ce au ele. Mai bine era așa, sta să vezi ce o să fie. Și cum face una, așa face și cealaltă. Dacă una nu ia ce trebuie, când te duci tu, nu iei nici tu ce trebuie. Le avem pe toate, trebuia să mergi la cumpărături. Pentru toți. Da, păi stai așa, păi... ce iese? Păi... Dar nici să nu duci, mă. Oricum vine lumea pe tine. Și vin toți, văd o grămadă de sfaturi eronate. Sau cu Mădălina. N-ai cum să te duci. Tu cu mine la cumpărături. N-ai nu vrei să ne audă tot cartul. Mădălina este la cumpărături, mă. Trebuie să aducă una dintr-un grup și una dintr-un grup. Da. Da, se tragă la sorți. Mami n-o să-i țină cont de gând. Lasă că o să se ducă cei care vor și ține apărat. Păi o să-ți vină și ție rândul că vrei că nu vrei. Nu o să ducă numai anumite persoane. Nu ești obligat, mă, dacă vrei să te duci bine, dacă nu te duci. Asta o să fiți voi, dar o să vă pună ei la un moment dat. Până să ducă numai Mădălina și cu Elena, aia să vezi. Nu, mă, dacă ea nu vrea, nu se duce, mă. Ce, trebuie să mă oblige să mă duc. Cine v-a vrut să se ducă, să se ducă. Vedeți atunci atenție la listă. Păi da. Da. Da, mă duc. Lasă așa deschisă, Roxana. E cald afară? Să intre aer la mezelul de urmă de sfaturi. Atâta cumpărături, să vezi acum. Vin de ăștia eronază să dă susținător de altul. Nu că te grăbești, trebuie să vii până în emisiune, dă-i fuga, fugi. Alea mici. Când? 2 ani ieri. Acum 2 ani că ai aici gura. Urechile lui, ți-ai le mănânce mamă. Păi ce mă fac eu așa cumva? Ca în șurile alea acasă. O să trimit pozele, o să trimit poze cu Miliana. Bine, poate dacă ai reacționat și așa. Îmi trimite să mă. Nu te-a trezit cu data afară să vorbească cu tine, cum vă certați? Eu dragul, sunt eu un cert într-o îndrăgostit, nu te-a trezit să mă mă. Stai să vorbim, stai să vorbim. Te-a trezit cineva? Ai auzit, o broasca lui Elena a făcut ieri 2 ani. Da. Zic, mi-e drag de el care are urechile ca... Să fie sănătos. Am și eu niște urechi de alea acasă. 2 ani. Doamna Maria, vă rog frumos să nu vă uitați în sacoș. Pozele de la televizor sunt mult mai grase decât alea care le faci cu aparatul, că oricum apar mai gras. Hai că îmi zice ceva când mă veni acum. Dar mai avem o oră. Nu știu, nu știu unde să duce asta. Ce unde? N-ai ceas? Nu. Nu mai merge nici ceas, dracu. Când vine una, vin toate. Îți dai seama. La cumpărături trebuie să te trezești de dimineață. Doamne, ferește. Să umbli repede.